Explicații, e bine dacă lucrurile sunt atât de simple, deși informațiile pe surse erau sau sunt diferite. Sunt colegi de coaliție care au afirmat cu subiect și predicat că au existat niște neînțelegeri, dar e bine dacă s-a trecut peste și până la urmă pachetul a ajuns să fie adoptat. Hai să vedem și ce înseamnă acest pachet de măsuri, nou pachet de măsuri, domnule Coșa. Doamne, trebuie să vedem exact ce vrea acest pachet, pentru că îmi face impresia că se cere prea mult de la el. Este un pachet de măsuri strict social, care are un singur scop, și anume salvarea de la o situație extrem de complicată în viitoarele luni, eu aș spune chiar de la o situație la limita subsistenței, a unor importante categorii ale populației cu venituri mici. Aceste categorii ale populației, în mod cert, nu pot să mai facă față scumpirilor care sunt și cele care vor veni, pentru că inflația nu scade în viitoarele luni, nu s-a rezolvat problema facturilor la energie, doar s-a amânat, combustibilul crește și așa mai departe. Deci guvernul a luat o măsură, după părerea mea, focusată doar pe această categorie care trebuie să fie ajutată pentru a ieși din criză, într-o situație cât de cât rezonabilă. Sigur că sunt niște plăți mici, insuficiente, dar probabil că asta este posibilitatea pe care o are bugetul acum, nimic mai mult. Însă, din punctul meu de vedere, acest pachet social nu poate să funcționeze mai mult de câteva luni, adică până la sfârșitul acestui an, pentru că economia nu va putea să susțină nici pe acesta dacă nu se întâmplă niște lucruri de natură structurală. De aceea eu aștept ca în viitoarele, aș spune săptămâni, nu mai mult, să apară un program anticriză, nu un program social, un program anticriză cu măsuri economice pe care guvernul să le ia pentru a ataca la bază situația în care ne aflăm. Și am și propus trei direcții pe care ar trebui să se meargă. Prima direcție este reducerea cu cel puțin 50% a costului facturilor, atât pentru populație cât și pentru industrie, pentru că industria României, așa cum este ea, într-un stadiu manufacturier, nu poate suporta această creștere, va intra în faliment după faliment. Vom avea o mulțime de falimente până în iarnă. Asta înseamnă pierderea competitivității, înseamnă șomaj, înseamnă greutăți pentru buget. Toate lucrurile astea se pot rezolva dacă se atacă problema energiei la baza ei, adică la principiile liberalizării, ajucându-se la un platou care să fie un mediu a prețurilor pe o anumită perioadă. A doua direcție este atacarea inflației la alimente. Mi se spune, stați fără grijă, România produce foarte mult. Produce foarte mult producție agricolă, dar nu alimente, pentru că noi nu o procesăm în țară, lucrurile sunt cunoscute, nu mai revin asupra lor. În viitorul apropiat, maxim o lună jumătate, două, putem asista la o creștere a prețului la alimente, pentru că avem o inflație din exterior care vine foarte serios în România, având în vedere că noi importăm între 68 și 70% mâncarea zilnică. Deci această inflație din exterior vine pe tot ceea ce se întâmplă în criza alimentară, alimentată și de criza ucrainiană. În al doilea rând avem un lucru neașteptat, dar foarte dureros, și anume blocarea rețelelor de transport, începând cu Shanghai și terminând chiar cu portul Constanța, unde vasele care aduc mărfuri în România sunt blocate. A treia direcție este sprijinirea mediului de afaceri. Mediul de afaceri în România, care până la urmă e baza economică a acestei țări, care lucrează pe teritoriul economic al României, fie capital străin, fie capital românesc, trebuie să fie sprijinită pentru a proteja locurile de muncă. O creștere a șomajului în viitoarele luni este foarte greu de stăpânit, pentru că poate să ducă la mișcări sociale neavenite și nedorite de nimeni. Eu nu cred că e cazul acum să mai facem anunțuri în legătură cu schimbarea imediată sau, mă rog, în viitoarele luni a codului fiscal, pentru că cei care lucrează în mediul economic au nevoie de anumită predictibilitate, măcar pentru anul care vine. Bun, deci mai multă grijă și m-a bucurat că primul ministru a început să intre în legătură cu mediul de afaceri, a avut diferite întâlniri, măcar dar ieși de aici și niște măsuri concrete.